Pentru a depune cererea ta de racordare, este suficient să accesezi site-ul Distrigat Sud Rețele, secțiunea Depune online cererea ta de racordare. După completarea informațiilor necesare creierii contului, este suficient să apeși butonul Creează cont. Nu uita să pui aici și bifa privind prelucrarea datelor caracter personal. Selectează acum situația în care te regăsești pentru a depune cererea ta de racordare. Încarci documentele necesare procesului de racordare și completezi informații referitoare la nume și prenume, adresa din buletin, numărul de telefon și adresa de e-mail. Vei selecta tipul locului de consum și receptorii pe care dorești să-i instalezi în locuință. În ecranul de detalii anexă cerere, completăm informații referitoare la tipul de teren și modalitatea de poziționare a firidei pe care o poți desena chiar tu în ecranul din dreapta. În pasul următor, vei alege modalitatea de transmitere a documentelor, contul bancar și vei aplica digital semnătura ta în ecranul dedicat. Nu uita să bifezi și căsuțele ce fac referire la prelucrarea informațiilor necesare procesării cererii tale. În baza informațiilor completate de tine, se generează cererea de racordare și anexa acesteia. După acordul tău, vei primi și pe e-mail numărul de tichet aferent solicitării tale. În baza acestuia, în contul tău din portal, vei putea verifica în permanență statusul cererii tale. În secțiunea de portal Listă cereri racordare, ai acces la o serie de funcționalități dezvoltate special pentru tine. Completezi, dacă este cazul, dosarul tău cu alte documente necesare în procesul de racordare. De asemenea, poți achita online, simplu și rapid, toate documentele de plată emise în fluxul de racordare. Pentru aceasta, trebuie să accesezi butonul aferent ce deschide ecranul în care găsești toate datele necesare plății. Introduci detaliile referitoare la cardul tău bancar și efectuezi plata după ce ai completat parola ta. În acest moment, tranzacția a fost finalizată cu succes. După finalizarea procesului de racordare, operatorul economic autorizat selectat de tine ne va solicita punerea în funcțiune a instalației de utilizare. Pentru aceasta, va completa codul locului de consum și tipul solicitării, numărul contractului de furnizare și debitul instalat și va încărca documentele necesare. La final, se va genera un număr de înregistrare pe care îl va primi inclusiv pe e-mail, cu ajutorul căruia va putea verifica statusul cererii. În calitate de operator economic autorizat, vei putea vizualiza lista cererilor tale de punere în funcțiune. Prin apăsarea butonului Detalii, vei avea vizibilitate asupra etapei în care se află solicitarea ta, respectiv solicitare nouă, solicitare în analiză, în așteptare plată, plată acceptată, programată la PIF și solicitare finalizată. În același ecran găsești informații detaliate cu privire la tichetul tău, dar cel mai important, vei putea efectua online plata aferentă serviciului solicitat. De asemenea, alegând din meniu secțiunea Documente de plată, ai posibilitatea efectuării de plăți multiple prin selectarea solicitărilor pe care vrei să le achiți într-o singură tranzacție. În ecranul următor, în care găsești deja completate informațiile aferente acesteia, apeși butonul Plătește și gata! Aștepți acum e-mailul în care îți comunicăm data programată pentru punerea în funcțiune a instalației tale de utilizare.